se pregătește să devină naș de botez al unui băiețel de al unui prieten foarte bun din copilărie. Deși este unul dintre cei mai eleganți bărbați din România, briliantul vrea să strălucească în ziua cea mare. Așa că paparații spynews.ro l-au surprins în timp ce a dat o fugă pe la o casă de modă din capitala. După ce a aprobat mai multe ținute de gală, managerul sportiv al Federației Române de Fotbal nu s-a sfiit să-și dezăpezească mașina care era plină de omăt. Semn că a stat destul de mult să probeze costumele de la casa de modă. Fără pic de ajutor, fostul fotbalist a reușit să facă o treabă bună și să plece spre un alt magazin. Dar de data aceasta, unul specializat în comercializarea vinurilor de lux. Bărbat hotărât din fire, briliantul a plecat acasă cu o pungă plină cu băuturi alcoolice. Ba mai mult, pentru că nu mai avea loc în plasă, Adrian Mutu a ținut o sticlă de șampanie în mână. Probabil are de petrecut cu soția și cu finul. Viața noastră s-a schimbat, e ceva care acest copil ne-a unit mai mult, dar în același timp ne și responsabilizează mai mult. Eu cred că ea are dreptul la o viață, o carieră a ei. Eu o susțin în tot ce vrea să facă. Am și eu planurile mele, acum încolo, și cred că e momentul acum să ne concentrăm pe ăsta mic și pe ce urmează să facem noi. După vom vedea.